Angajat al companiilor GPL ale lui Ionuț Doldure a povestit că stațiile fiului primarului din Caracal reprezentau un dezastru la care se aștepta. Bărbatul a explicat că de mai multe ori s-a ars în timp ce manipula buteliile din stație. Da, am fost angajat peste 2 ani de zile, dar un an de zile l-am lucrat, deci fără carte de muncă, deci pur și simplu la negru, și 2 ani de zile, poate și un pic, cu carte de muncă angajat. Deci aici la secetul gândesc serele. Cristian Pane a lucrat 3 ani la compania condusă de Ionuț Doldorea. Acesta a povestit neregulile cu care s-a confruntat de-a lungul timpului. Funcționa cu o cisternă neomologată. Dacă se ducea la Slatina pentru a deplasa niște GPL-uri, că erau niște puncte din ăsta acolo la Slatina, și dumnealui ducea că lua de aici, de lângă gară, îi venea cu vacul, nu? GPL-ul, și lua cu o cisternă și aducea aici, mai ducea și pe la Slatina. Bărbatul nu se arată deloc surprins de tragedia produsă la Crevedia. În orice moment putea, că avea butelii defecte. Erau defecte. Fiere și defecte, dar le mai repar. Păi dacă mie, când am pus mâna pe un robinet, doamnă, mi-a rămas robinetul în mână și știți cum era? Parcă era fântână artezian. Nu le verificam. Dai că merge. Acesta a explicat că inclusiv mașinile erau alimentate necorespunzător. Păi el interesa numai bani. Și știți că de rău ardea gazul ăla? Odată mi s-a întâmplat la o mașină să alimentez și mi-a făcut o bubă aici, ca arde. Și eu să-l ajut pe ăla, dar... Și venea doamnă cu improvizație, nu cu instalații GPL omologate. Eram obligat, la mult te băgam gaz în butelie și butelie, da, gaz punea la mașină. Dacă ziceam, gata, îmi dădea papuci.